Viva o primeiro! Așa au scris unii. Nu primești. Nu, serios, că erau pe... Doar zonele de favorizate au primit ceva sfânt, dar sunt foarte puțin bivol în zonele favorizate. Da, și zice presa că numai bizonii primesc. Păi e cam adevărat. Bizonii, așa vor ajunge bivolii în 5-10 ani, genul bizon. Deci cineva mai crește bivol în următorii 10 ani, vor fi raritate. Și atunci vom vedea ce importanță are laptele, carnea de bivol. Da. Nu ne lăsăm. Cât bivol mai are? Aici sunt 1500. Toate țara. Da. Dar majoritatea sunt Transilvania, nu? Erau mult. Și sigur. Bun. Erau 200 de bivol. În Transilvania, în zonă. Dar nu, dar nu puteți distribui bivol unde? În Transilvania. Deci cel mai mult, acum avem cei mai mulți bivol în zona plus Sălaj, interferența cu Marea Mureș și un pic din Bistrița. Și avem și pe partea Brașovului, chiar o fermă privată al unui domn din Anglia, la Mezendor, care are în jur de 600 de bivol, dar din și sunt așa supărat. Sperăm acum să vedem primele produse în toamnă vor apărea pe piață și pornim și asta sper să revigoreze reclamă. Da, în primul rând trebuie să fie o chestie economică pentru oricine să poate permite să de animale, da? Când ții acasă 3, 5, 10, 20 de animale, te gândești, bă, cât câștigi la final de an. Dacă cu 30 de bivol câștig 50% cât câștigi, cu 30 de vaci, normal că nu mai e. Da, da, da. Și atunci, acolo trebuie să vor.